Justiție, multă justiție Ne-au prins ăștia șpilu, domne, că suntem morți după justiție Ne-au găsit mânerul și acum fac ce vor cu noi Întâi ne-au furat de ne-au spart, deci au creat așteptarea Iar acum ne dau justiție să ne iasă pe nas Vreți adevăr și justiție? A? Adevăr și justiție? Luați de aici, vă ținem cu ochii în justiție până vă ustură pupilele și când a văzut Parlamentul că DNA-ul are atâta susținere populară, a intrat în jocul ăsta. Da, păi ce, noi suntem cea mai importantă instituție a statului, domne, Parlamentul. Ia să facem și noi niște dosare. Înființăm comisii de anchetă pentru orice. Anchetăm ce vrem noi, ce ni se pare nouă important. Uite, alegerile care au trecut trebuie anchetate de comisii parlamentare. Bugetele anilor trecuți, la fel. Și nu numai. Avem un sezon mai prost în agricultură, face petrică ia o comisie de anchetă, de ce nu? Să se afle domne adevărul despre vreme. Ce vreme asta crede că se joacă ea cu Parlamentul? A? Pe noi ne bucură în primul rând faptul că ne plouă. Ne plouă pentru că avem nevoie de apă în sol. Deci, vreți justiție, cetățeni? Facem justiție, a zis noua putere. Până și Ministerul Muncii se numește de anul ăsta Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Foarte bine, domne, foarte bine că ne place justiția. Așa ar trebui și la sport. Păi da, Ministerul Sportului și al Dreptății în Sport. Să nu mai fure arbitrii, ați văzut ce au făcut aseară la Real Bayern. Strigător la cer. La fel trebuie să fie și la mediu, da? Ministerul Mediului, Apelor, Pădurilor. Și adevărului despre pădurile furate. Hă, și că asta chiar ar fi de făcut. Justiția trebuie să se întâmple și punct. Nu poate fi conceput un stat modern fără justiție. Niciun stat de drept nu poate să funcționeze fără o justiție independentă. Hmm. Oriunde, frate, oriunde te uiți, vezi oameni discutând despre justiție. Ca asta prinde acum la români. Zic să ducem mai departe ideea. De pildă la bloc, șeful de scară să aibă dreptul să-i judece pe locatari. Serios, mici tribunale de scară. În numele legii, pentru că dai muzica tare și nasculți manele ca toată lumea din bloc, te condamn să strângi hârtiile din spatele blocului. Buf! Doi ani de acum înainte cu executare. Pronunțată azi în ședința scării de bloc. Ar trebui să fie ca în 89, când s-au dat arme la oameni. Acum să primească fiecare cât un ciocanel de judecător și să ne facem singur dreptate. Ce noi nu știm care e adevărul? E, dar cum să nu știm? Out! Just go! Say nothing! Uite, vă propun un exercițiu. Încercați să vă dați câțiva pași în spate și să ignorați toată gălăgia pe care o fac politicienii, statul și presa pe subiectul justiției. S-ar putea să observați următoarea chestiune. Cu cât se vorbește mai mult despre justiție, cu cât se stă mai mult cu dreptatea în gură pe la televizor, cu atât parcă ne simțim mai înșelați, mai defavorizați, mai nedreptățiți și, într-un final, mai săraci.